Băi, aseară n-a mers bărbăția. Adică timorați pe teren, cum aveam pe vremuri, frică de ei. Nu mai trebuie să avem frică de ei, pentru că nu mai sunt atât de puternici. Ei nu mai sunt atât de puternici, dar aseară au intrat cu atitudinea de pe vremuri, adică mă refer la CFR. Ei au intrat cu atitudine, cu putere, noi am intrat cu valoare, dar fricoși, și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Ocaziile care le-au adus, dă-mi slavă Domnului, că dădea 2-0, hai la revedere, și s-a terminat cu titlul, nu mai vorbeam de titlu acum. Așa, în situația asta de egalitate, n-am pierdut noi nimica. Noi am jucat cu CFR-ul, noi am câștigat aseară. Ce am câștigat? Am jucat cu echipa cu care ne batem la titlu, în deplasare, și am făcut un egal. Acum vin la noi să-i ciocănim noi, să le arătăm ce înseamnă pe Ghencea. Până atunci. Vreți pe Ghencea? Se poate până la urmă? Da, e posibil. Până la vremea atunci e posibil și pe Ghencea să fie. Nu știu, n-a să stăm astea, că astea sunt cancanuri. Devin obligatoriu victoria cu farul, ca să se mai vorbească de titlu, nu? Păi eu nu vorbesc despre asta și de ce nu vorbesc? Păi pentru că dacă nu o bați pe farul, pe Național, Arena Caz la tine, atunci ce pretenții să ai? Și să cauți la titlu? Uite, tată, stai acasă, vezi de treaba ta, nu? Farul e o echipă, de exemplu, are un motivator, are un stăpân, un păstor, care chiar dacă, adică le spune, băi, sunteți cei mai buni, nu știu cu ce le zice, chiar le-a intrat în cap că cei mai buni. Deci a ta le spuneți, băi, cei mai buni, voi sunteți cei mai buni? E, așa trebuie să mă duc și eu să le zic, dar n-am timp. Bă, voi sunteți cei mai buni, voi sunteți cei mai buni. Asta trebuie să fac eu. Bă, o să mă duc și eu acum înainte de meciul. Și îi spun, bă, voi sunteți cei mai buni. Ca să înțeleagă că sunt cei mai buni, să nu mai intre cu frică pe teren. Că au avut emoția. Bine, a fost șut. Dirijorul care șut nu era în apele lui, că a jucat cu infiltrații. N-a mai fost Ejuma, care din cauză că nu mănâncă, nu știu ce ramadan ține, și a mâncat nu știu ce pe urmă și s-a făcut intoxicație alimentară. M-ai înțeles? Florinel cel mai bun? Florinel, v-am spus, a devenit mai bun decât când l-am luat eu. A făcut salt. S-a maturizat. Nu e vorba. A înțeles că nu merge. Muncă, adică el acum vine, se antrenează, vine la sală, se antrenează separat, singur. Asta înseamnă, adică muncă, muncă, muncă. Credeți și atunci, pe la un moment dat, zis că a driblat 6 și a făcut ce face Neymar. Adică așa se joacă cu mingea, ca Neymar. Bine cum să nu-l lau, Doamne. L-au motivat criticile dumneavoastră? Nu, nu. Nu l-a motivat criticile mele, l-a motivat Dumnezeu, care i-a zis, băi, vezi că Tănase ia milioane de euro, vezi că Căldeu ia milioane, vezi că Mania milioane, și care ăștia în fața ta erau mici și care tu erai distanță de ei și tu nu ai luat nici măcar unul de milion și acum el trebuie să ia mai multe de milioane pentru că acum gata. N-are rost să discutăm acum, singura problema noastră este partea dreaptă, ce facem? Kipcior putea fi o variantă acolo? S-a vehiculat. Bine, mă, lasă. Să înțeleg că nu v-a plăcut. Aduceți-mă pe Kipciu ca să joace la noi. Nu v-au plăcut mai mult jucători aseară? Cordea, ce se întâmplă cu el? Că nici Miculescu, nici Cordea nu au. Ce să faci? Ne gândim să vedem, nu avem. Nici... L-am încercat aseară și pe Rada Slavescu, să vedem ce facem cu partea dreaptă. Că este în praf pe partea dreaptă. Poate rucați pe Sorescu și îl puneți pe Cretu. E posibil și asta, pentru că avem doi, care din doi nu facem unul. Și David și Sorescu. Și David și Cordea. Din doi nu poți face unul, nu vezi? Că-l bași pe unul repriză, îl bași pe al doilea, încerci nici ăla și ăla varză și ăla praf. Dar de ce trec prin perioada asta așa? Aveți vreo explicație? Cordea a jucat bine până în iarnă așa. Cum? A fost un transfer scump. Niculescu scump. Băi, a fost scump. Degeaba. Ce să faci? Și Cordea de ce să cadă așa? Că până în iarnă... Nu știu. Eu știu eu. Întrebați-l pe el, ce ai căzut așa? Întrebați, știu eu ce are el, ce faci, cum să fii fotbalist, după aia să nu mai fii. Că nu că nu e, e praf, definitiv, nu că... La Miculescu banii aruncați pe geam? Nu, Miculescu încă mai am încredere că Miculescu
E tânăr. Și Miculescu, adică el a mai mișcat. A mai avut ocazia în fața porții, adică a mai mișcat. Păi când a intrat Cordea, varză, praf și pulbere s-a ales. Da, auziți, credeți că a fost penalti la Miculescu la acea ratare în finalul primei reprize? Păi băi, uitați-vă la Mazilu. O seară înainte, da. Da, și după aia vedeți dacă a fost. Nu? Nu, aia nu, pentru mine nu e o problemă aia. Să zicem, dom'le, era minge afară, băi, nu știu, nu ia mai are o problemă aia. Pentru mine cea mai mare problemă e când era David Miculescu în careu. Și nu a dat comandă. Nu. Și ăla a fundașul lor, cum îl cheamă? Și a dat cu mingea în mână? Nu, nu, nu cu mingea în mână. Fundașul lor a sărit și a sărit contra timp și a căzut. Și a dat faul în atac. Aia e problema mea. Deci problema mea e a faza aia. Nu e în regulă, înseamnă. E ceva neregulă. Care alte bine, mă, era și Covaci, ai zis, lasă, bă, și mingea, nu mai dăm acum în 11 metri, că n-are rost, că bun, hai, gata, n-ați dat. Problema mea e ce s-a întâmplat în faza aia cu David Miculescu și fundașul când a sărit contratimp și a căzut jos. Și a dat faul în atac. Da. Aia e marea mea. Înseamnă că e ceva neregulă. Aia îmi dă mie de gândit. Alalte... Offside la golul lui Omrani, offside, a, cum a zis? A fost. A fost offside. S-a părut Radu Petrescu rău voitor? Nu mi s-a părut că el a arbitrat perfect, adică. Dar aia, faza aia îmi dă de gândit. Adică poate să fie într-o direcție? Bă, nu știu. Eu ți-am spus, el a arbitrat perfect. Că de ce? Pentru că s-a dus la VAR, trebuia să spună Covaci dacă e 11 metri. Dar faza aia îmi dă de gândit. În general îmi dă de gândit, nu la Petrescu, în general îmi dă de gândit. Aia e o fază care îmi dă de gândit. Cum să dai faul în atac? Cum? De ce? Pentru ce? O puneți-o și să o vedeți. E capabilă FCSB să facă un meci mare cu Farul, să bată Farul, pentru că Farul merge nu, adică merge din victorie. Nu capabil. Adică, ați înțeles ideea, să-și revină după meciul ăsta să fie altă echipă, altă față. Păi, bă, dar nu înțelegi, bă, dacă nu o bați pe Farul acasă, n-ai ce cauți la titlu. Ce să mai cauți la titlu? Ce mai vrei de la titlu? Deci, practic, e ultimul cartuș ăsta, luni, cu Farul. Păi nu că dacă faci un egal, să zicem, mai e un meci. Înțelegi? Să zicem și că e mai, adică... Dar nu... Bă, dacă ești valoros, n-ați văzut City cu nu știu cine. 3-1. Cu tare nu știu cine. 4-0. 3-2-0. Bă, când... Că de ce se poate întâmpla orice cu Farul în sezonul regulat? Cum s-a întâmplat? Bă, dacă... Și cum s-a întâmplat și... În meciul, primul meci, când... Dar acum, când este meci decisiv, dacă ai valoare, trebuie să-i dai 2-3 în plus. Adică nu excluzi orice fel de risc. Ce înseamnă orice fel de risc? 2-3-0. Asta înseamnă, adică să am două goluri diferență tot timpul. Asta înseamnă să anulezi orice fel de risc. Și ai valoare să faci asta. Nu? Dacă nu, ce să mai căutăm, bă? Păi, mă las de fotbal, îmi iau ce bani, îmi iau și cu asta bați. Bă, dacă nu bați pe Farul când ai nevoie să joci la titlu, ca să câștigi titlu, adică nu ca să-l câștigi, ești exclus dacă nu bați Farul acum. Că aseară, dacă nu dădeam gol, eram gata, la revedere, nu-i mai gândeam. Ce o să facă diferența în lupta asta la titlu? Doar valoarea sau și atitudinea despre care vorbeți? Păi eu, nu e doar valoarea, dar valoarea este esențială și decisivă. Și o să vedeți că o să ne lăsați să ne pregătim de Liga Campionilor noi. Bine, că asta că spunea cineva, nu știu cine, domne, că păi aia este imposibil, nu știu, Balint vedeam. Păi aia este imposibil. Băi, domnul Balint, uite, îți spun ceva. La anul, adică anul ăsta, în toamnă, vom fi în grupe de Champions League. Nu mai târziu, anul ăsta vom fi. Da, Doamne ajută, împlinește prorocia. Hai, fiți săvântoși, Domnul să vă ajute.